Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura cu de toate. Sunt Alina Vasiliu, gazda dumneavoastră pentru circa o oră și sper să ne simțim bine împreună. Am intrat în a doua lună de război la granițele României, ceea ce nu poate lăsa rece pe nimeni. Viețile oamenilor au fost date peste cap, iar cultura, domeniul pe care îl acoperă emisiunea noastră, a fost amuțită. Oamenii de cultură, artiștii din Ucraina, trebuie să se preocupe în aceste vremuri de siguranța și viețile lor și ale familiilor lor, de apărarea patriei lor. Am văzut teatrul din Mariupol bombardat, am aflat despre artiști uciși, am văzut și artiști care au luat arma în mână. Cum internetul ne permite să aflăm despre desfășurarea războiului mult mai multe decât aflau oamenii pe vremuri, ceea ce este și bine, dar și rău, putem fi martorii unor momente eroice. Am văzut zilele trecute tinerii muzicieni dintr-un band ucrainean, Antitila, transmițându-i un mesaj prin TikTok solistului Ed Sheeran, care anunțase că va organiza la Birmingham un concert de strângere de fonduri pentru Ucraina. Îi mulțumeau și îl anunțau că vor cânta la Kiev în ziua concertului, încercând să intre în legătură live la Birmingham, ca să arate lumii întregi că ucrainenii luptă și nu se predau. Sunt momente limită care emoționează și redau încrederea în rasa umană celor care și-o pierduseră. Pe de altă parte, trebuie să spun că sunt dezamăgită de ceea ce se întâmplă în România în plan cultural în aceste momente de război la granițele noastre. Nu de tot ce se întâmplă, dar, spre exemplu, de faptul că ministrul culturii s-a dus să-i liniștească pe actorii de la Național și să le spună că sindicatul n-ar trebui să se ocupe de acțiuni de solidaritate cu Ucraina, ci să se limiteze la problemele teatrului. Sau de faptul că diplomația culturală a României, ce are ca instrument Institutul Cultural Român, cu filiale în mari capitale ale lumii, se degradează prin numirile politice. Diverse persoane care nu au nicio legătură cu domeniul cultural sau care nu au nicio anvergură în cultură, dar sunt recomandate de cariera politică ori de rude aflate în poziții de putere, vor mânca banii statului român, adică banii noștri, ai contribuabililor, și se vor plimba prin lume fără să aducă vreun beneficiu culturii române, ba din contră, aducându-i deservicii de imagine. Am avut speranța că protestele oamenilor de cultură, indignați de propunerile de numiri, le vor fi descurajat și dejucat, dar nu s-a întâmplat așa. Politicienii au mers mai departe, fără să le pese. Nici nu vreau să mă gândesc ce se mai întâmplă la adăpostul războiului și sub protecția concepției mult vehiculate, că acum nu e momentul să aducem vreo critică ce ar putea destabiliza statul. Cred că e bine să deschidem totuși ochii, chiar și în aceste momente dificile, și să vorbim despre tot ce ni se pare nedrept, greșit sau incorrect. Dar să ne întoarcem la lucrurile bune care se întâmplă în cultură. Pentru că astăzi, invitata mea este o actriță care a revenit la Constanța după o lungă perioadă petrecută în capitală. Nu a venit de tot, dar există speranțe pentru viitor. Mihaela Velicu s-a născut la Constanța, a copilărit în kilometru 5, a fost eleva liceului Mihai Eminescu și a studiat arta actorului la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, clasa Doru Ana, grupă coordonată de Mircea Rusu și Alexandru Jita. După ciclul de licență, finalizat în 2012, a continuat cu masterul de artă actorului, tot la UNATC, clasa Gelu Colceag și Tania Filip. A debutat în trupa reputatului director de scenă Victor Ioan Frunză, unde a jucat în Mobilă și Durere, Steaua fără nume, Visul unei nopți de vară și altele.
A jucat roluri importante în spectacole montate la mai multe teatre din capitală, printre care Metropolis, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Național Ile Caragiale, Apollo 111. Filmăm acest interviu a doua zi după premiera oficială a spectacolului Universuri Paralele, regia Radu Iacoban, în care Mihaela Velicu joacă rolul principal. Mihaela, ți-ai dat licența în 2012. Da. Și abia în 2022, adică la 10 ani distanță, joci la Constanța. Așa este. Cum s-a întâmplat asta? Nu cred că e o coincidență, că nu cred în coincidențe și când am luat castingul, că am venit să dau casting aici la Constanța, fix la treaba asta m-am gândit, că au trecut 10 ani și e primul rol și primul rol principal la Constanța, în orașul meu natal. Și a fost foarte interesant drumul, pentru că mi-am imaginat că mă duc la Teatru Fantazio, unde eu la 4 ani acolo am făcut niște cursuri de... am făcut dans modern. Aha. De la 4 ani până la 7. Și mă gândeam că o să intru. Eu țin minte perfect cu ce eram îmbrăcată, cu ce colanți, cum o să deschid ușa pe care o am deschis-o la 4 ani. Aceeași ușă. Numai că am parcat și am vrut să deschid ușa, dar era închisă. Da. Mă rog, ideea e că sunt foarte emoționată în punctul ăsta de vedere și mama care a fost la spectacol ieri. Încă nu pot să pun așa în cuvinte, că nu îmi dau seama exact ce înseamnă. Dar nu mă așteptam la chestia asta, adică să revin în Constanța. Și cred că s-a întâmplat datorită lui Ervin. Pentru că eu, cât am fost mică aici, în Constanța, țin minte că nu prea am fost la teatru. Adică ai mei nu prea m-au dus și n-am avut treabă cu zona asta deloc. Și nici din București, adică n-am venit niciodată din București în Constanța să văd alte spectacole. Dar odată cu Ervin am început și teatru să înflorească, să vină regizor, să se întâmple lucruri. Adică se audă la București despre teatrul din Constanța? Ce se vorbește despre teatrul din Constanța? Că se fac proiecte cu tineri, că sunt angajați tineri, că vin regizori mari care n-au culcat niciodată aici în Constanța, cum ar fi Radu Afrim, Bobby Pricop. Dacă o să vină anul ăsta, da. Da. Bobby Pricop, Diana Mititelu, care a fost și premiată UNITER. Și, într-adevăr, nu știu foarte multe despre teatru din Constanța, adică cum era înainte, dar n-auzeam mare lucru. Acum a început să aibă așa un boom cultural. Da, și teatru din Constanța, practic, are un gol pe tipologia ta și vârsta ta. Și știu că Ervin își dorește foarte mult să rămâi la Constanța la un moment dat, adică în trupa teatrului. Mi-aș dori foarte tare să se întâmple asta. Mi-aș dori foarte tare. Trupa e minunată. Colegii din spectacol din Universul Paralele au fost extraordinari. A fost o perioadă foarte fericită. Cu toate că ați repetat în niște condiții destul de vitrege, adică ați repetat într-o sală care nu era o sală de repetiții, era ceva improvizat, v-ați mutat de colo-colo. Da, pentru noi n-a contat chestia asta. Deloc, absolut deloc. Adică faptul că regizorul Radu Iacoban a reușit să orchestreze chestia asta, să ne facă cumva să ne simțim creativi ca acasă. Ne-am jucat foarte mult, n-a contat deloc spațiul în care ne aflăm și nici condițiile. Ne-am distrat foarte tare la repetiții, deși nu e un text pe care să te distrezi foarte mult, dar... Da, e un text, zic eu, în care contează foarte mult jocul actorilor. Da, așa e, așa e. Să ne întoarcem un pic la copilăria ta la Constanța. Da. Ai copilărit în kilometru 5. Da. Și ce ți-amintești de atunci? Și cum a fost drumul tău? Cum ai ajuns să dai la facultatea de actorie, să alegi meseria asta? Dar hai să începem cu copilăria. Ce ți-aduce aminte? Ai făcut liceul la Mihai Eminescu? Da. Am intrat la Traian. Am făcut clasa nouă la Traian, la Mate Info. M-am mutat dintre a 10-a la Eminescu, la filologie. Nu mă descurcam cu matematica, asta e adevărul.
În kilometru 5 am copilărit de la 12 ani. Până atunci am stat vis-a-vis de Institutul de Marină, pe dezrobirii. Am stat la bloc, acum stau la casă, de exemplu, aici în kilometru 5. Și kilometru 5 pentru mine e... Exact, am făcut și un brand cu lumânări, care se numește kilometru 5. Majoritatea mirosurilor, lumânărilor, au legătură cu florile, pentru că strada se numește Sălciilor. Și sunt multe sălci, miroase a salcâm, miroase a tei foarte puternic. Și de asta mi-aduc aminte, cum stăteam pe stradă cu cortul, ne jucam, nouă pietre, frunza. M-am jucat foarte mult cât am fost copil acolo, pe stradă. Când aveam încă frica să de mașini sau când nu era atât de mare trafic. Era alte vremuri. Da, da, da. Copiii încă stăteau pe stradă și se jucau. Da, 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 da. Acum nu prea mai ies. Da, m-am avut noroc. Mi-a plăcut asta foarte mult. Încă aș mai face-o. Da, am ocazie să fac aici, la teatru. Na. Da. Și apoi, la liceu, la Eminescu, ți-aduce aminte de colegi? A fost ceva în liceu care te-a determinat să dai la actorie? Da. Mi-am făcut o trupă de dans la liceu și de zilele liceului dansam la Cercul Militar. Aha. De lângă. Și șeful cercului militar m-a luat într-un spectacol, se numea Gredle și Furnica, eu eram Furnica, și am fost la un festival de teatru Cazon, în Sibiu. Aveam 17 ani. Nici nu știam că există festival de teatru Cazon, nici nu știam. Nici eu, da. Și m-am dus la acest festival și țin minte că eu luasem decizia deja să dau la limbi străine, că voiam să mă fac interpret de conferință, nu voiam să mă fac actriță. Da, atunci a fost primul meu gând, da, dacă fac și asta și asta. N-am avut curaj să o fac, adică am dat la universitate, la limbi străine, am intrat, am făcut un an acolo, după care am dat la un ATC, am picat și am mai dat încă o dată și am intrat. Cam asta e parcursul. Și între timp am făcut și român-americană, marketing, ca să nu pierd un an. Ah, bun. Spre foarte bine. Dezamăgirea mamei. Adică după anul de la filologie, de la limbi străine, ai renunțat la limbi străine? Da. Aha. Am făcut arabă-spaniolă un an. Uh-huh. Și am renunțat, da. Nu, că nu m-aș fi descurcat. La un ATC, cel puțin, țin minte că în primii 2 ani stăteam de dimineață de la 9 până la 3 dimineața câteodată. Mergem la foarte multe cursuri. Da? Chiar dacă nu era un program, da. Probabil faptul că am picat mă făcea cumva să mă simt așa în urmă și vreau să recuperez. Și aveam foarte mulți colegi care făcuseră teatru, care aveau trupe de teatru și mi se părea că știu mai multe lucruri decât mine și m-a ambiționat foarte tare să stăteam la bibliotecă foarte mult. Na. Am citit foarte mult în perioada aia, în primii 2 ani. Pentru că, repet, aveam foarte mulți colegi care știau de Stanislavski, de Brecht. Eu habar n-aveam nimic. Și chiar dacă nu înțelegeam mare lucru, am petrecut foarte mult timp în facultate, primii 2 ani. Anul 3 mai puțin, cu licență, cu una. Și ai avut modele, anumite modele în facultate sau după ce ai terminat? Modele de actrițe, de carieră, actori? De actorie, actori, actrițe. Înainte să dau la facultate, am văzut Regina Mamă de 4 ori. A. Și Olga Tudorache, pentru mine o să rămână Olga Tudorache. Era un spectacol unde țin minte că mă fascina, mă uitam la ea, nu înțelegeam nimic din ce face, adică cum poate să ajungă în postura aia de a fi ea și a emoționa. Că păreau că o face din ușor, că e relaxată, dar în același timp și conține o durere, conține ceva ce eu n-am stat niciodată, nu știu, era fascinantă pentru mine. Deci da, ar fi Olga Tudorache. Și acum la fel o privești? Adică tot ca un model de neatins? Cred că da. Și vreau să rămân așa. Cred că unele lucruri trebuie să rămână de neatins. Ai debutat în trupa lui Victor Ioan Frunză. Da. Unul dintre marii regizori ai scenei românești actuale. Sau director de scenă, cum își spune el. Și mi-ar plăcea să ne povestești cum s-a întâmplat. Am dat casting în 2014, când am terminat masterul. Am fost la foarte multe lecturi, la vreo 10. Și după mai multe castinguri,
m-a luat într-un spectacol, Mobile și durere, de Mazilu. Și așa am început să lucrez cu dumnealui. Am făcut Mobile și durere, Steaua fără nume, Visul unei nopți de vară și Tartuf. Și cum a fost? A fost o experiență minunată, pentru că trupa de atunci, trupa lui e foarte, foarte închegată și îți dau senzația de cuib. Sunt niște colegi extraordinari, foarte, foarte atenți. Eu în perioada eram foarte mică și oricum și pe ei vedeam undeva așa sus, ceva ce iarăși nu pot să ating. Dar au fost foarte... Nu a contat atât de mult direcția lui de scenă, cât întâlnirea cu cei din trupă. Aha. Da, învățat foarte mult de la ei. De la disciplină, sunt foarte disciplinați. Sunt pe lângă talent, au o... ceva ce e foarte rar, totul e la partener. Cum ești tu în relația? Ziua. Relația? Da. Da, dau foarte mare importanță chestia asta. Și am învățat ce înseamnă să faci un lucru și apoi să-l refaci. Că ei stăpânesc foarte bine chestia asta, să refacă o chestie pe care au făcut, care a ieșit bine și... Țin minte că mie nu mi-eșea chestia asta, că nu înțelegeam. Înseamnă că nu sunt o actriță bună dacă nu știu să refac ce am făcut acum 2 săptămâni. Adică să refaci la fel cum a ieșit prima dată? Da, da, da. Să refaci în cât se poate. Dar să nu schimbi când nu e de schimbat. Dacă ieși ceva bine, păstrează. De la ea am învățat chestia asta. Și în actorie... Ai putea spune că e mai important să dai? Da. Ca să primești la rândul tău? Să dai sau să primești? Aici depinde. Depinde de text, depinde foarte mult unde te duce. Unele personaje sunt de coloratură, altele stau la primit foarte mult. Depinde. Nu știu să spun, dar evident că dacă tu primești, ai ce să dai înapoi. Că te încarci. Care au fost jaloanele carierei tale de până acum? Adică rolurile care te-au marcat? Rolurile care m-au marcat? Lady Anne de la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște. Am lucrat cu Dai Trevis, o regizoare din Marea Britanie. A fost un workshop pe Shakespeare absolut minunat. Am învățat foarte multe și despre pentametru iambic, și despre... ce înseamnă să respecti un text, de ce trebuie să vorbești așa, de ce nu trebuie să-l faci vorbit, textul lui Shakespeare, că nu e un limbaj pe care trebuie tratat cu ușurință. Și țin minte că ne tot explica, așa vorbesc, așa se vorbea, this is the language of the kings. Și cu cât, dacă existau actori care încercau să-l facă mai vorbit, mai relaxat... Mai casual. Nu. Și ăsta a fost un rol care pe mine m-a marcat. Mi-a plăcut foarte mult, enorm. Și nu înțelegeam de ce toată lumea se minunează, de ce îl acceptă pe Richard al III-lea. Că a fost... După aia am descoperit că toată lumea mă întreba și cum ai rezolvat scena aia. Zic, de ce ar fi o problemă? Că e cât se poate de simplu. E deci a fost firesc. Da. Aia a fost o experiență foarte frumoasă și a fost și primul meu spectacol în provincie, adică să stau să mă concentrez numai pe un proiect 2 luni. Simt de că atunci mi-am zis, oh, dacă aș avea cât un proiect în provincie pe an, ar fi minunat. Da. Și acum, în acest moment, ce joci? Că joci în mai multe spectacole, în mai multe orașe. În București am Extraordinară viață, un spectacol 9G de la Teatrul Național, e al Teodorei Petre, joc cu Aida Economu. Cassandra, regia Letei Popescu la Apollo, cu Denisa Nicolae. La Metropolis, 2 liniuțe de Lia Bugnar, text scris și regizat de ea. Cam asta ar fi cele care se programează. Mobile și durere încă se mai joacă, la Teatrul Dramaturgilor. Și cam atât. Asta ar fi. Rolul din universuri paralele. Rolul principal, un rol greu, complex. Cum l-ai construit? Încă nu-mi dau seama. Cred că trebuie să mai trag câteva spectacole să-l mai jucăm, ca să-mi dau seama așa de construcție. E un text foarte bine scris, în primul rând, și
te duce, te conduce cu ușurință. Indicația lui Radu mi s-a părut absolut superbă la un moment dat când Beca are această, să zicem, criză. Se întâlnește cu băiatul care i-a omorât băiețelul, da, într-un accident. Și în momentul în care încep să plâng în fața lui, ții minte că Radu mi-a spus: nu te rușina, nu te ascunde, e ca și cum tu îi faci un cadou lui. Îți fac acest cadou, plâng în fața ta, în liniște. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Pentru că, într-adevăr, aici nu e foarte ușor de abordat, că e destul de incomod. Îți vine ție, ca actor, să te ascunzi, dacă îți vine să plângi, să te abții, să nu... Și la un moment în care nu trebuie să te abții absolut deloc. Dar țin minte că am repetat foarte mult scena asta, adică la fiecare repetiție îmi plin, ca să o putem manevra, să nu fie nici să ceară milă din partea lui, nici să se înțeleagă altceva, decât că este o criză de... Nu mai poate, trebuia să ajungă aici. De fapt, plânsul pe scenă este un lucru foarte greu de făcut. Cred. Da, este. Pentru că dacă nu-ți vine... Dacă nu-ți vine, n-ai cum și se vede făcătura. Exact. Și dacă e făcătură, sau dacă ai gândul că știi că o să fie făcătură, nu-l mai faci, da, e... Da, e foarte complicat. Foarte complicat. Cred că e cel mai complicat lucru de făcut pe scenă. Cred. Mie mai complicat mi se pare câteodată, zic despre mine că am două viteze, ori sunt foarte nervoasă, ori sunt foarte calmă. Și undeva, na, trebuie să găsesc o cale de mijloc. În viață nu suntem, nu avem doar aceste două viteze. Aha. Și nu totul e important. Unele lucruri mai trec așa, mai spunem prostii, mai... Aia e challenge-ul meu, să descoper care lucruri sunt mai importante și care sunt mai de trecut așa cu vederea. Să revenim la ce spuneai mai devreme. În timpul pandemiei ai avut o tentativă de a lansa o afacere. Da. Cum ți-a venit și ce s-a ales de ea până la urmă? Praf. Eu nu chiar. A fost foarte simplu, pentru că stăteam în casă, singură, cu câinele, am un câine. După ce n-ai lucrat deloc atunci, pentru că... Nu. Nici repetiție, nici nimic. Nu. Și vreau să-mi comand, să-mi fac casa cămin. De aici a pornit. Am început să vopsez mobilă, să plantez lavandă pe balcon. Și nu cred că de plictiseală am zis, hai să fac și niște lumânări. Asta pentru că transportul era foarte scump. Pentru lumânările pe care le cumpăram eu de obicei. Și așa am descoperit că există lumânări din ceară de soia și că există această ceară de soia de care nu mai auzisem. Deși da, de vreo 5 ani. Prima oară când aud și eu. Da, non-toxică, vegană, nu degajă fum toxic, na. Și m-am apucat să fac. Am ratat vreo 300 de lumânări. Am descoperit cum e cu fitilul, că și la fitilele sunt de 700 de feluri. Am stat pe YouTube, am făcut un research așa de vreo 2 luni și mi-a ieșit până la urmă rețeta. Și prietenii mei mi-au zis, în special Raluca și Alina, și ele actrițe, măi, da, fă-ți un business, că sunt foarte bune, am ajuns să le dau numai lor, poate vor și alții, na, încearcă. Și așa am branduit, am făcut kilometru 5, am fost foarte tare să numească așa. Na, pentru că ăsta e cartierul în care am copilărit și pentru că scris roman era Candle Mihaela Velicu, capa măv. Era așa o găselniță. Și Muzeul de Artă Recentă m-a rugat la un moment dat să fac o lumânare special pentru ei cu mirosul muzeului. Adică să fiu eu creativă în zona asta. Să branduiești un miros, un set. Da. Și se găsește, încă se găsește lumânarea acolo. Se numește Lumân Mare, de la Mare, Muzeul de Artă Recentă. Și e o lumânare neagră, tot așa non-toxică, vegană, care are un miros de... Am încercat să scot așa un miros nu comunist, dar te duce un pic în zona aia de miros de spumă, de ras. Când țin minte când tata se bărbierea, de pălările alea pe care le purta tata, ceva mai vechi. Cum miroseau buticurile de pe vremuri. Da.
Foarte interesant. Asta este o meserie, practic. Crezi că ai putea să fii un nas? Francezii așa spun, un parfumierilor foarte talentați, li se spune un nas. Nu cred. Nu? Nu, nu. Dar îmi place să mă joc. Adică, țin minte când am primit propunerea, m-am simțit așa în corp. Zic că pot să mă joc cu scenturile, cu toate aromele pe care le am. Și am fost fix o joacă. Mi se pare că am avut noroc că au mirosit lumânarea și au spus da, miroase muzeul de artă recentă, zic bine. Nu, nu cred că sunt un nas. Sunt... Nu știu unde o să ducă brandul ăsta. Da, dar continui afacerea respectivă? Da, o ai încă? Da. Momentan n-am timp să fac comenzile, dar dacă am comenzi mai mari, eu le onorez. Aha. Și lucrezi unde? La tine în apartament? Da. Și le fac pe aragaz, în oale de ciorbă. Da. Care este rolul pe care ți-ai dorit foarte mult să-l joci? A, nu am. Nu? Am tot primit întrebarea asta, dar și nu știu. Deși Cercul de Cretă ca ocazien, o piesă de-a lui Brecht, am citit-o acum mult timp, vreo 10 ani, și țin minte că e o scenă acolo, dar am uitat cum se numește personajul, deci nu știu. E o doamnă care are logodnicul plecat în război, convinsă fiindcă nu se mai întoarce. Și între timp își reface viața și e o scenă în care ea întinde niște rufe, vând un bărbat, și apare el. Și simte când am citit scena e perfect scrisă. Cred că ăla ar fi un rol, dar nu mai țin minte. Mm-hmm. O să o reiau, să citesc. Cum vezi viitorul teatrului? Cum crezi că ar putea fi atras publicul tânăr în sălile de spectacol? În condițiile în care știm că tinerii cumva sunt legați de câte un device? Da. Păi, cu un afiș bun al timpurilor noastre, că sunt o grămadă de afișe, cred că înțelegi la ce mă refer, să fie un afiș bun, cu asta îi poți atrage, promovare pe rețele de socializare, Facebook, Instagram, astăzi vremurile, și mai departe, calitatea spectacolului să fie... Acum, sigur, întrebarea e ce înseamnă un spectacol calitativ. Înseamnă cu actori buni, înseamnă un mesaj clar să reflecte ce se întâmplă în ziua de azi. Și cam despre asta e vorba. Să nu fie niciodată mai mult decât e sau să vrea să pară mai mult decât e. Mi-a atras atenția în mesajul pe care l-au citit ieri pe scenă directorii de teatru, mesajul lui Peter Sellers de Ziua Mondială a Teatrului. Era un pasaj care spunea nu avem nevoie de distracție, avem nevoie să fim împreună. Ce frumos! Și asta m-a dus cu gândul la faptul că foarte mare parte din publicul de teatru își dorește comedie, își dorește divertisment, își dorește să râdă la teatru. E posibil, dar nu e o regulă. Dacă nu râzi, nu cred asta. Cred că oamenii își doresc să vadă o poveste și să fie interesați. Cu cât, dacă ai un public interesat care ascultă de ce se întâmplă, orice s-ar întâmpla în scenă, ai câștigat. Chiar dacă râde, chiar dacă plânge, chiar dacă stă atent și ascultă o poveste. Ea poate să fie oricum. Atâta vreme cât ea e captat, atenție, ca un film, era să zic, nu. Cum privești de departe cultura constanțeană? Acum că suntem un muzeu, abia aștept ca după interviu să mă uit, pentru că am înțeles că este unul dintre cele mai frumoase muzee. Cultura constanțeană, nu știu mare lucru, dar știu că nu se dă foarte mare importanță aici în Constanța, din păcate, culturii sau artei. Deci nu știu, chiar nu pot să-mi dau cu părerea. E unul dintre motivele pentru care ai plecat de aici? Da. Repet, eu nu m-am dus în București ca să fac teatru, pentru că luasem decizia să fiu interpret de conferință. Dar țin minte că și cât eram în liceu, n-aveam
am fost educată în sensul ăsta, să mă duc la teatru, să mă duc la muzeu, să aflu despre Tomis, că sunt o grămadă, pe unde mergi, tu ai parte de istorie. Uh-huh. Și orice casă, orice clădire are o cărămidă veche de minim 2000 de ani, ceea ce e fabulos. Și chestia asta nu se speculează, nu se investește, aici e păcat. Am citit, ai spus odată într-un interviu că n-ai vrea să te mai întorci la Constanța, că ai fugit de aici. Da, da. Așa am zis? Ai zis, cred că e adevărul. Da. Da. Și uite, acum ai spus totuși că te-ai întoarce dacă... Au mai trecut niște ani, da, am 33. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. 33, vârsta cristică. Da, am zis că la 33 trebuie să fi înțeles ceva din... Și am crezut că o să fie așa o mare schimbare. Nu e. Dar aștept. Da, poate este. Și viața în România, cum o vezi? Te-ai gândit vreodată că ai putea să trăiești în altă parte? Nu m-am gândit deloc la asta. Să plec. Adică m-am gândit să plec doar cu ceva pe meserie, adică să învăț să fac alte lucruri, dar pe un timp limitat și să mă întorc. Nu știu de ce. Cred că de mică am gândit că ce mă nemulțumește în România e la fel și în afară, adică nu e mare diferență, nu cred asta. Oamenii sunt aceiași, relațiile interumane nu o să se schimbe, nevoile sunt aceleași. Și mai am prieteni care sunt plecați și au așa un dor de România, nu neapărat de, mi-e dor de autostrăzi, sau, dar mi-e dor de empatia pe care o au oamenii de aici. Recent am vorbit cu, a venit o prietenă din liceu, pe numele ei Andreea Marin, așa o cheamă. Deci care, de aici, Constanțeancă. Da, din Năvodari. Uh-huh. Am făcut liceu cu ea și are 6 copii, dă seama cu mine. Wow! Da. Și am întrebat-o la un moment dat, care a fost copilul, a născut natural. Pe toți 6 i-a născut natural. Zic, care le-a durut cel mai tare? Și mi-a spus, al patrulea, cel pe care l-am născut în Marea Britanie. Zic, de ce? Pentru că acolo femeile nu-ți fac nimic. Dar nimic, stau și te uită la tine. Haideți, doamnă, nu... Zic, serios? Da, absolut nimic. Nu îți fac o injecție, nu, că aici sunt... Îți mai apasă pe burtă, mai... Aha. N-am intru în detalii. Dar ideea e că acolo sunt foarte distanți. Ce chestie. Și s-a chinuit cel mai mult acolo. Așa că... Ca o paranteză. Da, da. Deci n-aș pleca. N-ai pleca nici din limba română? Ba da, aș mai pleca din limba română. Da? Da, da, da. Aș mai pleca în limba engleză. Când ai făcut atelierul acela Shakespeare, workshop-ul Shakespeare, da. A fost în limba engleză? Da. Doamna, evident că nu știe limba română. Uh-huh. Și a fost singurul lucru, singura barieră era traducerea. De așa o să fie întotdeauna. Shakespeare în engleză, o să fie Shakespeare în engleză. Și doamna dădea indicații în funcție de ce auzea, de pentametru, de muzicalitate, dar în română nu puteai să faci pauzele respective. De exemplu, avea o colegă o replică, ascultați la mine, și a spune, ascultați, pauză, la mine. Da, nu se poate, da. N-are sens. Exact. Da. Da. Bine, și Shakespeare în engleză, cred că în momentul de față chiar necesită o traducere în engleză. Adică din engleză în engleză. Aha, da, 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 da. Da, pentru că cred că deja sunt puțini englezi care înțeleg tot ce scria Shakespeare la vreme. Eu nu. Sunt foarte multe arhaisme. Așa e, așa e, așa e. Ce crezi despre meseria de actor? Ce sens are? Meseria de actor? Pentru ceilalți sau pentru actor? Pentru actor, nu știu, o să zic... Pentru lumea asta. Pentru lume? Cred că să dea niște speranță. Și în toate momentele, nu doar în cele de restriște, să aduc o luminiță. Pentru că de multe ori, eu când merg la teatru, chiar vreau să plec cu un gând că se poate mai bine. Viața merge mai departe.
îmi place să văd frumosul, îmi place să admir ce e frumos, îmi place să admir și ce nu e atât de frumos, îmi place să mă identific cu ce se întâmplă acolo, să nu mă simt singură. Cred că cu asta se ocupă, cu a ajuta pe oameni să nu se simtă neînțeleși și singuri. Cred. Este o propunere pe care o lansez de față cu atât de multe oficialități pentru prima oară. Din nou, este doar o propunere. Decizia nu poate să aparțină teatrului decât întregii comunități și în special administrației. Propunerea noastră a fost ca teatrul de stat să schimbe denumirea. Cred că o instituție de teatru, o instituție de cultură trebuie să poarte numele unei mari personalități, așa cum se întâmplă aproape în întreaga țară. Vă spuneam mai devreme că avem colegi de la teatrele. Este alături de noi directoarea de la teatru Tudor Vianu din Giurgiu, de la teatru Toma Caragiu din Ploiești, de la teatru Bacovia din Bacău, cred că a ajuns Florin, da, te văd, de la teatru Fanny Tardini din Galați, sunt alături de noi. Noi am propus ca pe modelul teatrului din Oradea, unde este teatrul Regina Maria, este doar o propunere, este o propunere deschisă comunității, aceea ca teatrul în viitor să se numească Teatrul Dramatic Regele Carol I Constanța. Apropo de ce a însemnat personalitatea regelui Carol I pentru Dobrogea, domnul Dorin Popescu poate să țină, cred, prelegeri întregi despre ce a însemnat momentul 14 noiembrie 1878 și ce a însemnat momentul când Carol I a dat ordinul trupelor române să se intre în Dobrogea. Duminica trecută, în noua sală studio a Teatrului de Stat Constanța, cu intrarea drapată simbolic cu steagul Ucrainei, a fost celebrată Ziua Mondială a Teatrului. Au fost prezente numeroase oficialități și a fost o atmosferă festivă, dar sobră, care mă face să cred că teatrul la Constanța ar putea să înceapă să însemne altceva decât divertisment. Poate intrarea într-o altă lume, o desprindere de realitatea noastră, de multe ori banală, o desprindere de toate device-urile care au ajuns să ne fie atât de indispensabile și o privire atentă către ceea ce are să ne ofere arta. Pe lângă urările către profesioniștii din toată lumea ai teatrului, un gând de compasiune, solidaritate și speranță a plecat spre Ucraina. Astăzi, de Ziua Mondială a Teatrului, nu putem să nu vorbim despre artiștii din Ucraina. Nu putem să uităm că în aceste momente teatrele din Ucraina s-au transformat în adăposturi și în buncăre. Și dacă ați observat la intrarea în teatru, dincolo de culorile drapelului ucrainean, care pur și simplu reprezintă un semn de solidaritate cu artiștii din Ucraina, la intrare este o inscripție în limba rusă, cuvântul dieti, sper că pronunț corect, care înseamnă copii. Este acea inscripție care a fost scrisă cu litere mari lângă teatrul din Mariupol, teatru care pe 16 martie a fost bombardat și în care teatru care devenise adăpost pentru peste 1500 de oameni și care a fost bombardat și în care au murit mai bine de 300 de oameni. Bătrâni, femei, copii, la grămadă. Artiștii din Ucraina în această seară nu joacă teatru, sunt cu arma în mână, se adăpostesc și nu asta este rolul artiștilor. Nu asta este rolul artei. Dar este rolul artei să vorbească despre aceste lucruri, să tragem semnale de alarmă și ca spre deosebire de alți ani, nu doar acest mesaj pe care vi l-am citit, ci vreau să se va auzi. Vreau să se audă și mesajul transmis de către președintele Uniunii de Creație, Uniunii Oamenilor de Teatru din Ucraina. Mult mai scurt. Teatrele noastre azi sunt adăpost, centru logistic, sediu umanitar, atelier de croitorie, centru de reabilitare psihologică pentru copii și adulți. În sălile noastre nu se aud aplauze, pe scenele noastre nu se aprind reflectoare. Actorii noștri, toți cei care trăiam în teatru și ieri, ne gândeam la premiere, producții, turnee, întâlniri cu publicul. Acum trăim altfel, gândim altfel.
Acum suntem împrăștiați prin diverse orașe și țări, viețile noastre s-au schimbat și nu vor mai fi niciodată la fel. Teatrul nostru nu va mai fi niciodată la fel. Vom supraviețui, vom învinge, vom reuși, ne vom întoarce, vom reconstrui, vom renaște. Cu siguranță vom renaște, pentru că nu se poate altfel. La mulți ani de Ziua Mondială a Teatrului, dragii noștri, cinste eroilor, Bogdan Strutinski, președintele Uniunii Naționale a Oamenilor de Teatru din Ucraina. Mesajul uzual, care este în fiecare an conceput de câte un profesionist al Teatrului Mondial, iar în anul 2022 a fost trimis de regizorul american Peter Sellers, a fost citit în fața publicului de directorii teatrelor din Ploiești, Giurgiu, Bacău și Galați, cu toții de profesie actori, cărora li s-a alăturat de la Constanța Mirela Pană. Trecem la arta plastică, marcată și ea de un eveniment care arată că ieșim din iarna aceasta prelungită. Salonul de primăvară al filialei Constanța a UAPR, Uniunea Artiștilor Profesioniști din România, găzduit de Muzeul de Artă Constanța, în sala de la etajul al treilea, sala Alexandru Ciucurencu. Expoziția a fost deschisă sâmbăta trecută și va rămâne pe Simeze până la 1 mai, așa că aveți o lună să o vizitați. Sunt lucrări dintre cele mai recente ale artiștilor Loreta Băluță, Laura Nistorescu Seniuc, Filiz Velula, Ignat Ștefanov, Niță Manolescu, Eugenia Leca Botezatu, Cătălin Botezatu, Mihaela Ciuștea, Tudor Mirescu, Roxana Ciucalău, Fenea Petruț, Constantin Grigoruță, Iulian Leu, Aurelian Broască, Constanța Petrescu Dănilă, Florin Ferendino, Andreea Enache, Alexandru Baciu, Marcel Grigore, Doina Misian, Niculae Morărescu, Iulia Balica, Lia Opriș. Celor care urmăresc activitatea acestei filiale a Uniunii de Creație, expoziția le oferă și satisfacția de a recunoaște stilurile diferite ale artiștilor, dar și surprize generate de maniere diferite de abordare sau teme diferite. Saloanele acestea periodice sunt, cred eu, binevenite, căci creativitatea și personalitatea artiștilor plastici se îmbină fericit, iar vizitatorul are parte și de variație și de bucuria unui întreg în care părțile se completează. Vernisajul a fost făcut de președintele filialei, pictorul Aurelian Broască, și de directoarea Muzeului de Artă Constanța, Lelia Rus Pârvan, care a făcut, cu ochi de specialist, o trecere în revistă a tuturor lucrărilor. Vreau să vă mai relatez despre un eveniment la care am fost prezentă, mai ales pentru că Mircea Eliade este unul dintre punctele mele principale de interes, așa cum v-ați putut da seama dacă urmăriți constant această emisiune. În 13 martie s-au împlinit 115 ani de la nașterea lui Eliade, iar Ministerul de Externe a avut inițiativa de a organiza, împreună cu Ambasada Indiei, cu Institutul de Istorie a Religiilor din Academia Română și cu Biblioteca Centrală Universitară Carol I, o sesiune aniversară intitulată Eliade și India. Am fost foarte impresionată de când am intrat în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, pentru că, într-un mod foarte inspirat, în locul muzicii ambientale obișnuite la astfel de evenimente, organizatorii au lăsat să curgă înregistrarea interviurilor realizate de Monica Lovinescu pentru Europa Liberă cu Mircea Eliade. Interviuri pe care le puteți găsi, dacă nu știați deja, pe YouTube. Două voci inconfundabile care discută pe acel ton al conversațiilor de înaltă ținută intelectuală despre istoria religiilor și care mie mi-au creat pe loc un confort psihic și deschiderea necesară participării la conferință. Mirei Rădoi, directoarea bibliotecii, a vorbit în deschidere despre dificultatea de a achiziționa manuscrise ale lui Eliade, care circulă pe piața licitațiilor din România,
o durere a specialiștilor despre care am mai vorbit, pentru că nu au acces la întreaga operă a maestrului. Din intervenția diplomatului Viorel Stănilă, principalul organizator al sesiunii aniversare, s-a văzut că alegerea locului de desfășurare nu a fost întâmplătoare. El a citit un fragment din memoriile lui Mircea Eliade, în care scriitorul povestea cum au fost organizate chiar acolo, în amfiteatrul Fundației Universitare Carol I, în perioada interbelică, primele conferințe simpozion ale grupării Criterion, pe care Eliade o numea cea mai originală și mai semnificativă manifestare colectivă a tinerei generații. Amintesc că gruparea Criterion a fost înființată în 1932, a fost condusă de criticul Petru Comarnescu, iar din ea au făcut parte, alături de Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian, Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Dan Bota, Emil Bota, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Alexandru Vianu, Eugen Jebeleanu, Haig Acterian și alții. Ambasadorul Indiei la București, Rahul Srivastava, s-a referit, așa cum era de așteptat, la perioada petrecută de Mircea Eliade în India, ca bursier, perioadă de care nimeni care îi cunoaște viața și opera nu poate face abstracție. Olivia Toderean, director general în Ministerul de Externe, a vorbit despre intuițiile timpurii ale lui Mircea Eliade, la numai 23 de ani, în privința creșterii importanței geostrategice a Indiei după obținerea independenței. Se poate spune că punctul principal al conferinței a fost reprezentat de cuvântul indianistului Eugen Ciurtin, specialist în studii budiste, militant neobosit pentru recuperarea operei lui Mircea Eliade și publicarea ei integrală și corectă. În stilul său nonconformist, Ciurtin a plecat de la o scrisoare originală a lui Mircea Eliade către mama sa, scrisă la Calcuta în 1929, deci cu 94 de ani în urmă, scrisoare pe care o consideră planul unei vieți, planul vieții pe care Eliade și-a construit-o, planul pus la punct chiar în timpul șederii sale în India. Ciurtin a reușit să sublinieze pentru auditori și imensa importanță a personalității lui Mircea Eliade pentru cultura română și pentru cultura mondială, dar și cât de crucial este ca opera sa, ca manuscrisele sale să fie recuperate și fiecare amănunt să fie exploatat de cercetători, pentru că sunt multe linii de cercetare care pot fi încă abordate. Dragă mamă, am primit scrisoarea mea tale din 20 septembrie, scrie pe 17 octombrie 1929, era de 9 luni pe tărâm indian, care mi-a dăruit o mare bucurie pentru că se împlinesc 4 luni de când nu-mi scriseseși. Mă bucur că totul e regulat acasă. Nădăjduiesc că și odaia din strada Bolintineanu va fi închiriată. Strada Bolintineanu este, din câte am înțeles, o stradă perpendiculară pe strada Melodiei, așa că liliacul alb, care era în colțul curții mansardei, corespundea necesităților de criză economică din 1929. De ce mi-am permis în fața dumneavoastră să spun că această scrisoare, al cărei manuscris acum va fi păstrat în colecțiile, în fondul Eliade al Institutului de Istoria Religiilor, reprezintă planul unei vieți și că acest plan, până la urmă, include numeroase subplanuri și numeroase alte vieți. Pentru că, pe pagina a doua, la numai 22 de ani, mândru de succesele sale în preajma uluitorului sanscritist și istoric al filozofiei indiene, care a fost Surendranath Dasgupta, Mircea Eliade scrie: firește, datorez totul lui Dasgupta, care mă ajută cu un interes rar să ajung o autoritate în Europa. Repet, gândul meu nu e să mă întorc înainte, e să nu mă întorc înainte de a fi publicat câteva lucrări care să mă facă cunoscut în Occident și cu care să pot obține oricând
o catedră la Universitatea Europeană. Numai astfel voi putea sili rectoratul Universității din București să fundeze o catedră specială de istoria și filozofia religiilor și să pună bazele unei școli orientale în care aș putea preda sanscrită și pali. Prima dată când a fost publicată, pentru că trebuie să ne ferim de a folosi indiscriminat verbul a edita, prima dată când a fost publicată această scrisoare, pali era scris fără alung. În exemplarul meu din decembrie 1994, evident că am corectat imediat această inadvertență. Acum pot să văd că scrisese într-adevăr cu alung, așa cum scriau toți indianiștii epocii, numai că acest amănunt ne oferă o simplă poartă de intrare în enorma complicație a editării scrierilor sale, care nu sunt, din nefericire, nici integral recuperate pentru fondurile publice, Mircea Eliade fiind un autor atât de public încât este planetar, și în același timp, fără a avea demersurile de societate academice și culturale pentru a-l sprijini în așa fel încât să beneficiem de tot ce ne-a rămas cu adevărat de la el. În încheierea agendei culturale de azi, trec prin programul instituțiilor de spectacole din Constanța. La Teatrul Național de Operă și Balet, duminică, 3 aprilie, de la ora 19, a fost programat spectacolul de balet Prinț și Cerșetor, pe muzică de Beethoven, cel mai recent balet în regia și coreografia lui Horațiu Cherecheș. Iar miercuri, 6 aprilie 2022, tot de la ora 19, în foaierul teatrului, o seară camerală cu Nicolae Gribinic la corn și Natalia Gribinic la pian, alături de soprana Georgiana Costea. Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare a programat sâmbătă, 2 aprilie 2022, de la ora 10:30, Califul Barză, adaptare după Wilhelm Hauff, în regia lui Daniel Stanciu, pentru copii cu vârste între 5 și 12 ani. Iar duminică, 3 aprilie, tot de la ora 10:30, Capra cu treiezi, după Ion Creangă, regia Gabriela Apostol, pentru copii între 3 și 10 ani. La Teatrul de Stat Constanța, sâmbătă, 2 aprilie, de la ora 19, spectacolul Maria Tănase, o poveste, regia Carmen Lidia Vidu, cu Mirela Pană în rolul celebrei cântărețe. Duminică, 3 aprilie, de la aceeași oră, 19, comedia romantică Desculți în parc, de Neil Simon, regia Liviu Manolache. Atenție! Spectacolele Teatrului de Stat Constanța se desfășoară în noua sală studio, din strada Ion Lahovarii numărul 2A, vis-a-vis de Parcul Arheologic, dar nu chiar la bulevard, ci foarte aproape, la circa 20 de metri pe străduța perpendiculară pe bulevard, acolo unde pe vremuri funcționa Clubul Doors. Tot de acolo se pot cumpăra și bilete de joi până duminică sau online pe platforma MyStage. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Cultura cu de toate. Sper că ați aflat informații interesante care vă vor face să ne însoțiți și pe parcursul viitoarelor ediții. Sunt Alina Vasiliu și vă aștept vinerea de la ora 19 la Dobrogea TV. Puteți urmări emisiunea atât la televizor cât și pe website, unde aveți o transmisie live a întregului program. Pe paginile Facebook și YouTube ale televiziunii puteți vedea emisiunea de asemenea în direct, dar și înregistrările tuturor edițiilor în număr destul de mare de acum. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă doresc numai bine, frumos și pace!